Vă salut, băieți, suntem la un șantier foarte interesant, vom vorbi despre multe lucruri interesante. Rămâneți cu noi, să dăm drumul. Vreau să vă povestesc scurt, clar, pe doi, ce am făcut aici noi. Luna mai anului 22, o prietenă de la un prieten de meu s-a adresat la noi că îi trebuiește să-i schimbăm tâmplăriile. Desigur, noi am căzut de acord, ei au procurat casa, dată, ei n-au construit-o, ei au procurat-o și au procurat-o cu tâmplăriile deja care erau, care noi le-am demontat, care le-am scosele. Eu am venit, am făcut o inspecție la tâmplăriile date, erau careva minusuri, careva plusuri, tâmplăriile erau de 70 de milimetri. De la noi s-a cerut să facem din tâmplăriile vechi care erau, să facem niște tâmplării eficiente energetice și poate nu chiar aproape de tâmplăriile ajustate la normativele de NZEP de casă pasivă, dar măcar cât de cât să fie pe alături. Eu am început lucrul, am început să calculăm ce putem scoace, să facem, să desfacem, să strângem. Și până la sfârșit, deja după cum ați văzut, noi am scos tâmplăriile date și am pus alte tâmplării de 82 de milimetri cu sticlă eficientă energetică și cu tot. De ce am făcut asta? Vorbim acum. Luând în considerație că tâmplăriile date au fost montate vreo 10 ani în urmă, pe timpul de 10 ani în urmă era destul de bune. Dați să vorbim despre tâmplăriile foste care erau. Erau tâmplării de 70 de milimetri, culoarea antracit, jos, asta e parte de jos a tâmplăriei, ea profilul solbant nave, dar o să ajungem la asta. Deci avem o tâmplărie de 70 de milimetri cu un stecloblock de 24 de milimetri cu două sticle obișnuite. Deci, din start, noi deja cu tâmplăriile date și cu sticla dată, noi nu intrăm în normative. Eu am stat pe gânduri că să scoatem încandramentul vechi, în loc de sticle de 24 de mm, să mutăm pe alte sticle de 40 de mm, cu bagheta din polimer, încărcate cu gaz argon, cum ele trebuie să fie ca de obicei. Deci am decis că scoatem sticla de 24 de mm, scoatem încandramentul, punem sticla la 40, punem încandramentul la loc. După asta, noi am observat că toată garnitura care stă aici este garnitură cu extrudată. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că garnitura dată, pe perioada iernii, îngheață și nu-și face rostul. Deci trebuie să înlocuim garnitura. Am făcut o inspecție la partea de feronerie. Nu este o feronerie, să vă zic, rea, dar cu mare majoritate e plută cu colb, se era 50-50, jumate schimbăm, jumate nu schimbăm. Am inspectat găurile de drenaj, ele unii locuri nu erau, de ok, facem altele, cu freza facem alte găuri. Și ne-am oprit la partea care cea mai costisitoare, să o numesc eu așa, Iana, este partea de montaj. Dacă noi să ne uităm în partea de jos, în partea de jos a geamului noi nu avem profilul solbant. Asta este profilul care ne permite nou să punem pervazul pe interior și scurgerea pe exterior. Plus la toate acestea, după conform normativilor, noi geamurile trebuie să le scoatem și să le mutăm mai în față. Să le mutăm mai în față. Noi am stat pe gânduri. Profilul solbant trebuie să-l ajustăm, să-l punem. Sunt două modalități. Ori luăm construcția și o ducem la producere, o tăiem, o scurtăm. Ori fermăm din partea de jos a geamului, punem profilul solbant și punem înapoi. Când am suprapus costurile, dacă luăm tâmplăriile vechi, le ajustăm la alte tâmplării noi și costul, dacă facem alte tâmplării noi ca lumea, costurile au fost aproape identice. Prima variantă era un pic mai ieftină, să numesc așa. Dar pe urmă beneficiarul a venit cu careva schimbări. Deci el a decis, chiar ca și în cazul dat, el a decis că geamul era așa, el a vrut să fie geamul mai jos. Luând în calcul toate elementele date, s-a decis că mergem pe alte tâmplării noi. Deci tâmplăriile vechi le scoatem, le dăm deoparte și punem tâmplării noi, eficiente energetice, tâmplării bune, cu baghetă bună, cu un montaj bun, absolut totul să fie bun. Geamul dat, el era pur și simplu o ușă cu o ureche, dar după design, după asta trebuie deschimbat designul la geam, s-a decis de făcut așa un geam mare. La sigur s-a tăiat și
partea stângă și partea dreaptă până jos. De asta și avem așa de mult gunoi aici pe împrejur, până să facem un pic de curățenie. La ușile care merg până în pădea s-a pus profilul de ajustare, deci profilul dat, ca să delimităm partea caldă de afară cu partea rece care va fi pe exterior. Balconul dat o să termoizoleze, la fel cum o să termoizoleze aici. Da, nu la asta am vrut să mă opresc, am vrut să mă opresc la altă treabă. Deja ne-am decis că facem alte tâmplării noi, ne-am decis că scoatem tâmplăriile vechi și să le montăm pe astea noi. Încă una din sarcinile noastre de bază era în trășie, că aici noi am avut o ușă miticuță de 90 de centimetri, de 900 de milimetri, mai bine zis. Și trebuie să facem ieșirea la terasă. Tot băieții noștri au tăiat, au demolat, după cum ați văzut aici, foarte multe demolături. Am amplificat partea de sus a righilului și am pus ușa. La fel și geamul dat, este geamul din bucătărie, noi stăm pe exterior, el trebuie să fie undevat așa. Tot în sarcina noastră a fost să-l facem mai mare, s-a tăiat frumos, s-a demolat, s-a montat alt geam, a rămas deja partea de jos de prelucrat, băieții să-l prelucrez, să facă să fie frumos. E că așa sunt cleie membranele la geam. Vedeți? Frumos, gospodărește. Luând în considerație și faptul că noi avem trei tâmplării și golul dat tot a fost tăiat. El tot nu era, s-a tăiat golul dat, de dacă de sub mai avem o tâmplării, să fie simetric. Am avut multe schimbări, deci multe demolări, multe tăieturi și toate demolările astea și tăieturile astea au adus la o problemă, că noi, de facto, nu putem etanșa ca lumea. Banda de etanșare pe interior, noi nu putem încleie că este format. Mulțumit beneficiarului, s-a găsit o companie de băieți care a venit, a îndreptat pantele. Mulțumită la îndreptarea asta, acum noi executăm etapa de înfoliere, de încleiere a bandii de etanșare pe interior. Pe exterior a fost un pic mai simplu, că pe exterior casa deja era tencuită. La fel și partea de jos a geamului. Vedeți, ea tot este cu găuri, cu dâmburi, cu nevoie, cu prostii. A fost nevoie, cum va fi nevoie, de o îndreptat, ca pe urmă să putem să încleiem folia pe interior. Foarte multe surprize noi am avut la șantierul dat. Unul dintre surprizele este elementul adăugător, cum vedeți aici, de 20 de centimetri. De ce l-am folosit al noi? Pentru prima ce este, da, este o construcție cam nu după normele unei căsi eficiente energetice, este o trapeță, dar alt lucru nu am avut ce să facem. Beneficiarul n-a vrut să schimbe cumva toată configurația și a decis să rămână tot așa, doar că noi am scos câteva imposturi, am ajustat-o la minim să fie cu deschidere. De ce s-a pus elementul ăsta de 20 de centimetri? Din cauza că noi pe partea exterioară afară avem balconul care de sus care iese și casa va fi termoizolată cu 20 de centimetri de polistirol sau vată minerală, încă nu știm precis. Din cauza asta am adăugat elementul dat. Pe interior, cum el o să decoreze, cum el o să facă, dacă cinstit, idei nu. Haideți să rezumăm ce am făcut noi. Noi am scos tâmplăriile vechi, am pus alte tâmplării noi. Am pus tâmplării de 82 de milimetri, o grosime la sticlă de 44 de milimetri, cu două sticle multifuncționale, cu baghetă termică, cu gaz argon, deschiderile, toată feroneria este de la Zigenia. Am pus profil cald sub fiecare geam. Facem un montaj cu membrane de etanșare pe interior și pe exterior. Deci tindem să mergem cu pasul spre asta ca să ajutăm casa asta la final să fie o casă după normativele unei case eficiente energetice. Dacă nu ați procurat o casă, ar fi bine să trageți atenție la tâmplării. Eu nu vorbesc de restul inginerii care este în casă. Dacă casa nu se vrea de făcut o casă eficientă energetică, poate că tâmplăriile vechi care erau, ele și mergeau pentru o casă obișnuită. Făcând o casă eficientă energetică, deci nu trebuie să uitați că 25%, dar eu cred că în cazul dat, acestea sunt chiar și 35%, sunt pierderile de căldură pe geamuri. Luând în considerație costul gazului acum, brichetelor și carbonilor și a lemnului,
Asta trebuie să o luați în considerație. Ok, casa dată a fost construită 10 ani în urmă, 12. Așa pârjoale se le numesc eu, așa catlete, să zici moldovenești, se construiesc acum multe. Casa o construiești, pun un profil de marca de brand, doar inscripția este de brand, restul întrânsul este pusă de 2 bani, un montaj de 2 bani și se vinde ca un produs premium. Chemați un expert la să-ți facă o expertiză și să vă pună verdictul. Dacă, mă repet, dacă vreți casă eficientă energetică, dacă vreți casă obișnuită, atunci spuneți bine mersi la tot ce este el. Noi ne-am rămas o zi, cred că două de lucruri, să finisăm tot asta. O să anexăm pozele cum arată el la final. Casa dată o vom testa cu Blue Door testul și vom vedea ce o să arăt ea. Sper informația dată să vă fie de folos. Eu vă urez o zi frumoasă și toate cele bune. Pa, pa!